Ce este important, ce e deținut din problema asta? Că nu dăm numere la întâmplare. Deci nu la întâmplare. Faptul că punem câte două în plus, trebuie ca suma dintre, de la florile care au rămas, la care adăugăm vazele libere, multiplicate cu câte s-au pus, trebuie să dea un număr care se împarte exact la 2, dacă e diferența de 2. Dar dacă ar fi diferența de 3? La 3. Deci asta înseamnă, acum, că tu îmi propui o problemă foarte deșteaptă. Rica, fii atent că s-a gândit la o șmecherie foarte tare ce este. Deci la o șmecherie, ne mai pomenite. E, așa, jucării de-ale tale, Maria, vino acum și haide să ducem. Da. Cred că gata pentru seara asta. Da? Că, da. Ne oprim aici. Da. Da. Foarte bine. Hai să le spunem, ce le spunem prietenilor tăi în engleză? Now. A prietenilor tuturor, ce spune? Ce spune? Sper că ați urmărit o lecție. I wish you had, or you followed this really interesting math lesson. You might have learned something, or you just might have practiced something that you already knew. Mm-hmm. I hope you have fun on the next one. Da, și spune, zi câțiva din clasa ta. Zile, pe nume. Viorel, Gigel, nu știu cum îi cheamă. Nu. Anușca. Nu vrei? Nu vrei. Problema ta. Dar tu ar fi corect să spui. Da. Așa. Anușca, Adia, Saloni, and all my other friends, if you're watching this, it's me, Anna here. On profile and Anna, who doesn't even know how to say or pronounce her name correctly. Anna. That's how she is called at school. You should follow profile online. It's a you might learn some really nice techniques. Da, spune, stați pe Google Prof Online, spune ca să știi, mie nu știu. Search up Prof Online on Google, YouTube, and you find all these interesting lessons with all sorts of kids. And they do math, and if there's like a tournament, like at our school, I heard that there's this math tournament, you can learn some techniques and you'll get even better at that. Așa că, dragilor, sper că ați avut bucuria. Eu sunt în anul ăla cer. Credeți-mă, așa probleme frumoase că cum ne-am făcut să facem, le-am și făcut. Toată lumea este mulțumită. Sigur că timpul este întârziat. Și să spunem ce? La revedere, cum zicem în bye, bye! Goodbye! Bye, bye!